Cred că ne apropiem de sfârșitul studiului pe care l-am început cu multă vreme în urmă, cred deja, și anume de ce a lăsat Domnul mireasa pe pământ. Pentru că am făcut o recapitulare data trecută, nu o să mai fac atât. Miriam cu sora Mărioara deja râd când e vorba de recapitulările mele. De ce și-a lăsat Domnul mireasa pe pământ? Când putea foarte bine să ne cheme acasă, să ne ia la El, să fim cu El, să nu mai trecem prin toate necazurile și greutățile și bolile și suferințele și păcatele astea prin care trecem în viața de credință. În primul rând, El și-a lăsat adunarea pe pământ ca să-L glorifice pe El. Pentru că e singura instituție care îl glorifică pe Dumnezeu la nivel public. Trupurile noastre, viețile noastre trebuie să-L glorifice pe El la modul privat. Apoi, El și-a lăsat mireasa pe pământ ca să evanghelizeze lumea pierdută, adică să proclame în întunericul de afară vestea bună care aduce lumină și care aduce viață. În al treilea rând, și-a lăsat adunarea pe pământ ca să fie stâlp și temelia adevărului. Adică să învețe tot ce a poruncit Domnul Iisus Hristos. Este locul în care întregul lui cuvânt este ascultat și toată voia lui este proclamată. Și a lăsat adunarea pe pământ ca să fie un templu spiritual, înlocuind vechiul templu de la Ierusalim. Și ce înseamnă asta? Că templul este locul închinării noastre publice, că lăsăm toate activitățile noastre, toate grijile noastre, toate gândurile noastre, deoparte, viața noastră cotidiană, și ne adunăm împreună pentru a ne închina Lui, că asta locul templu este locul închinării publice, a slujirii, a adorării lui Dumnezeu. Și în același timp este locul în care El ne vorbește. Templu spiritual, care este adunarea, a fost conceput de Domnul ca să adune credincioșii dintr-un anumit loc. Și asta trebuie să facă până la sfârșit, până va veni Domnul după ea, după adunare, după mireasa Lui. Apoi, a fost locul conceput de Dumnezeu pentru ca creștinii, credincioșii, copiii Lui să se adune împreună, să se încurajeze, să se zidească unul pe celălalt, să se hrănească unul pe celălalt, să vegheze unul asupra celălalt și împreună să turma să fie să crească, să fie mai puternică, să fie bine hrănită și să se apere în fața, mai ușor în fața atacurilor din afară. Și ultimul motiv, mă rog, ar fi mai multe, astea sunt capitole, dacă vreți, după aia restul se pot intra în detalii. Ultimul motiv pentru care Domnul și-a lăsat adunarea pe pământ, sau ultimul din studiul nostru, este să fie sarea pământului și lumina lumii. În Matei, ne vorbește Domnul despre lucrul acesta când spune voi sunteți sarea pământului. Nu e așa? De la 13, Matei 5 de la 13. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ceșca va căpăta ea iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii, spune Domnul. O cetate așezată pe un munte nu poate rămâne ascunsă și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic ca să lumineze tuturor celor din casă. Și concluzia Domnului, aplicația practică, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Ăsta este textul. Avem aici două metafore. De fapt, trei. Cel puțin trei, acum că mă uit mai bine. În primul rând spune, voi sunteți sarea pământului. Da? Aveam o discuție cu cineva în urmă cu ceva timp, care era convins că la fel cum există sare fizică, există sare spirituală. Adică natriu clor spiritual. Și asta pentru că omul nu înțelegea ce este o metaforă.
Și de asta vreau câteva minute să înțelegem bine ce este o metaforă, pentru că în Scriptură întâlnim foarte multe figuri de stil. Miriam, nu se mai prea pot întoarce. Întâlnim foarte multe figuri de stil și dacă nu le înțelegem bine, creăm o confuzie și un haos în înțelegerea noastră și tragem concluzii greșite. O metaforă, acum nu e o definiție exactă, dar încerc să o explic. O metaforă este o comparație din care lipsește termenul comparat. Adică, într-o comparație, am spune, voi sunteți ca sarea pământului. Ăsta e ca sau precum, este termenul comparat, în care compar două lucruri diferite. Asta este metafora. Metafora este o asemănare. Și atunci, când spunem că e o metaforă, voi sunteți sarea pământului, înțelesul este că, la fel ca sarea, privim ceva fizic și de acolo încercăm să vedem o asemănare figurativă. La fel ca sarea, voi aveți o proprietate spirituală. Da? Așa cum sarea are o proprietate fizică, da? Ceva din sarea respectivă se aseamănă cu ceea ce aveți voi sau cu ceea ce sunteți voi. Păi atunci trebuie să privim spre sare, ca să înțelegem cu adevărat în ce fel suntem noi sarea pământului. Care sunt proprietățile sării? Păi, în primul rând, este potențiator de gust. Ce înseamnă asta? Că dă gust mâncării. Chiar fratele Aurel ne spune astăzi că trebuie să mănânce nesărat. Și am gustat și eu mâncare din asta la regim, mâncare nu pui sare și nu este foarte plăcută la gust. Adaugi un pic de sare și vezi cum gusturile unei mâncăruri încep să fie mult mai pronunțate, da? Să guste mai bine. Dacă mai știți, când eram noi mici, era povestea sau basm ce era cu sarea în bucate. Deci sarea este potențiator de gust. Dar sarea mai face ceva. Sarea este conservant natural. Sarea protejează alimentele să nu se strice. Când am fost la Salină, la Turda, atunci când am fost și cu voi, nu mai știu cine ne-a spus sau unde am citit, că pe vremea războiului oamenii își țineau alimentele acolo, în galeria aia de mină de sare. Da? Și nu se stricau. De ce? Pentru că sarea omoară microbii, omoară paraziții care fac mâncarea să se strice. Și eu țin minte când făceam, când tăiam noi porcii pe vremuri, puneam carnea la saramură. Și așa cum ați minte cum făceam cu bunicul sau cu anii saramura, că punea ou în căldare, în ce făcea el, și până nu plutea ou, nu, tot adăuga sare. Asta însemna că era destul de sărat. Că se întâmpla ceva. Dacă nu puneai destulă sare, ce se întâmpla cu carnea? Tot se strica. Numai că nu se strica la fel ca atunci când nu puneai deloc, nu? Și atunci, vă spun astea că o să revenim mai târziu și la lecția, la aplicația spirituală. Deci, suficientă sare conservă, protejează de stricăciune, de corupție, de putrefacție. Insuficientă sare amână stricăciunea. Da? Astea sunt cele două calități principale ale sării. Observați că Domnul spune, voi sunteți sarea pământului și lumina lumii, adică la modul general. Asta înseamnă că noi avem un rol în mijlocul lumii sau a societății, ca să zic pe, în termeni mai moderni, în care Dumnezeu ne-a pus. Ne aducem aminte că noi nu suntem din lumea asta, nu suntem ai lumii astea, nu suntem ca lumea, dar funcționăm în mijlocul lumii. Și pentru că nu suntem izolați, e imposibil să nu avem interacțiuni cu lumea. Pasajul ăsta ne spune nu doar că avem interacțiuni cu lumea, dacă ne spune că noi avem anumite datorii față de lumea în care Dumnezeu ne-a lăsat. Adică de cei, de societatea largă, de cei mântuiți și de cei nemântuiți. Și prima este să le fim sare. Și acum ne aducem aminte care sunt cele două, facem aplicația, da? La fel cum sarea e potențiator de gust. Noi trebuie să dăm gust. Lumea este aia. Cum? Păi știm ce valori are lumea și știm că zace în cel rău. Da? Știm că
în termen de mirosuri, lumea duhnește. Miroase urât. E bine, noi trebuie să avem un miros plăcut, nu? Și Evanghelia are, nu, mirosul acesta și efectul Evangheliei în viața noastră trebuie să aibă. La nivel practic, cum? Trăind după principiile Scripturii și reflectând caracterul lui Dumnezeu. În așa fel încât să-L arătăm pe El. Pentru că adevărata frumusețe, da? De unde vine? De la El. Și cu cât reflectăm pe El mai bine, cu atât o să fim mai frumoși, o să mirosim mai bine, da? În sens spiritual. Apoi, sarea e conservant. Cu alte cuvinte, noi trebuie să influențăm societatea în care trăim și avem funcția asta de a o proteja, dacă vreți, de a o de a întârzia sau de anulat nu putem, că suntem doar o rămășiță, așa a rânduit Domnul și ne-a spus dinainte sfârșitul lumii ăstea, dar noi trebuie să întârziem efectul lucrării astea, stricăciunii astea pe care o face Satan în lume. Cu cât sunt mai puțini creștini autentici într-un loc, și de obicei să știți că cantitatea nu contează la Dumnezeu, dar mă refer la creștini autentici, cu atât mă gândesc la episodul cu Lot și negocierea, mijlocirea lui Avram cu Dumnezeu. Doamne, dacă sunt 50 de oameni drepți, oare vei distruge tu cetățile? Și Dumnezeu spune nu. Și coboară până la 10. Dacă sunt 10, nu. Și n-au fost 10 și cetățile au fost distruse. Dar cei care au fost al lui au fost scăpați. Ce se întâmplă dacă exercităm influența asta corect și bine în societatea în care ne-a lăsat Dumnezeu, în locul în care El ne-a așezat, avem efectiv influența asta asupra oamenilor, spre bine. Nu poți să-i mântuiești, că nașterea din nou nu vine de la tine și nu este prin fapte bune sau prin trăirea unei vieți morale. Da? Ce exemplu să vă dau practic? Țin minte, când eram la școală, toată lumea îmi zicea pocăitul. Da. Aveam un coleg la facultate și chiar astăzi am trecut pe acolo. N-am mai trecut pe acolo din 2001 și chiar m-am gândit la el acolo când eram aproape de treptele facultății. Băiat din familie de profesori universitari și educat și cu bun simț și foarte inteligent, dar el înjura cumva ca să-i sfideze pe ceilalți, da? Ca să-i șocheze. Și când a aflat că sunt pocăit, efectiv omul a înghețat și de acolo încolo n-a mai scos nicio înjurătură în prezența mea și după aia am văzut că nu doar când nu eram eu acolo. A început să se lase de lucrul ăsta. Asta e un mic exemplu, bineînțeles. Dar să știți că așa încet, încet se întâmplă când funcționăm bine, când suntem cu adevărat sare în lumea asta, în o grămadă de domenii, la locul de muncă, și acasă, în familie, și oriunde suntem. Și cumva, dacă noi suntem sare așa cum trebuie, da? Putem să mijlocim binecuvântare. Da? Poate, dacă Domnul a hotărât, spirituală. Dacă nu, măcar binecuvântare ce ține de lumea asta, în locul în care El ne-a așezat. Ce înseamnă influență? Poate că unii s-ar gândi, păi da, trebuie să influențăm societatea, hai să facem activități din astea sociale, hai să ne băgăm în politică, să influențăm parlamentul și cursul. Nu e vorba de așa ceva. Știm că Scriptura ne învață că nu trebuie să ne înjugăm la un jug nepotrivit. Și a influența pe cineva, a vis sare. Nu poți să alături două substanțe între care una o neutralizează pe cealaltă. Dacă eu mă alătur ca sare de cineva care mă neutralizează, adică dacă mă însoțesc cu cineva care mă face să fac compromisuri,
să nu pot să-mi exercit eu influența mea, aia nu este nicio influență, din contră. Influență înseamnă, în primul rând, să fim exemple în relațiile dintre noi, credincioșii, pentru că lumea ne cunoaște, lumea ne vede. O să vedem un pic mai încolo când zice o cetate așezată pe munte nu poate rămâne ascuns. Deci ești sub colimator, ești sub privirile celorlalți, ei te cunosc, te văd, te judecă și trebuie să ne comportăm într-un chip, într-un fel vrednic de chemarea care am primit-o. Și în al doilea rând, ori de câte ori interacționăm cu cei din afară, să o facem în așa fel încât să ilustrăm corect ceea ce Dumnezeu a pus în noi și caracterul Lui. Pasajul paralel din Marcu, e Marcu 9, spune în versetul 50, sarea este bună, dar dacă sarea își pierde puterea de a săra, cu ce îi veți da înapoi puterea aceasta? Să aveți sare în voi înșivă și să trăiți în pace unii cu alții. Deci, într-o lume în care există mereu competiție și conflict, da? Domnul Iisus spune, a fi sare, a avea sare în tine însuți, înseamnă, în primul rând, să trăiești în pace. Să trăiești în pace unii cu ceilalți. Să eviți conflictul, să nu îl întreții, să cauți să fii împăciuitor. Nu spune chiar la fericiri, nu? Ferice de cei împăciuitori, de cei ce fac pace. Că cei vor moșteni pământul. Trebuie să ne asigurăm că între noi se dezvoltă relațiile alea sănătoase pe care, care trebuie să existe între copiii lui Dumnezeu și care sunt nenaturale, din păcate. Nu-i așa? Și ori de câte ori avem de-a face cu cei din afară să ilustrăm ceea ce Dumnezeu a pus în noi și ceea ce este El. Vreau să citesc un pasaj, e un pic mai lung, dar eu zic că vorbește de la sine. Roman 12. Acolo, deja de la Roman 12, avem partea practică, aplicațiile practice ale celei mai doctrinare epistole. Și oricât îmi place cartea Romani, partea de învățătură, tot de la 12 la 16 e partea mea preferată. Și nu mă satur niciodată să o citesc. O să citesc ultima parte din capitolul 12 și anume de la 9. Spune așa, dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Acum, citesc pasajul ăsta ca aplicație practică la ce înseamnă să fii sarea pământului. Atât în ce privește relația noastră cu frații în credință, cât și relația noastră cu cei din lume. Da? Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia. În sârguință, fiți fără preget. Fiți plini de râvnă cu Duhul. Slujiți Domnului. Apropo, aici slujiți se referă la... Cuvântul este de la... verbul este de la substantivul sclav. Și Domnul Iisus însuși se numește sclavul Domnului. Bucurați-vă în nădejde. Asta e vorba deja de o stare a inimii. Da? Fiți răbdători în necaz. Atunci când cârtesc, când tot timpul mă întreb, dar de ce, Doamne, de ce mie mi se întâmplă asta, dacă nu mai am răbdare, nu mai trece odată? Apostolul spune, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune, ajutați-i pe sfinți când sunt în nevoie, fiți primitori de oaspeți, binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Care e mai grea din astea două? Nu? Să te bucuri, să știți că este mai greu. Dacă nu are treabă cu ceva ce-mi doresc eu, atunci e ușor să mă bucur, da? Dar când eu nu primesc ceva și celălalt de lângă mine primește, parcă mi-e mai greu să mă bucur, da? Mi-e mai ușor să plâng cu cel ce plânge, să mă înduioșez. Ce înseamnă asta? Să aveți, să simțiți unii cu alții, da? Să fiți sensibili
la nevoile celorlalți și să interveniți după puterile voastre, da? Să nu întoarceți privirea în altă parte. Deci asta e dragostea pusă în practică. Aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Literal spune să aveți aceeași minte unii față de alții. Și poate să se refere la stări, pentru că tocmai a spus mai sus, bucurați-vă cu cei ce se bucură, nu fi tu posac și gelos când cineva e binecuvântat, și nu fi indiferent când cineva lângă tine suferă. Dar dacă se referă la a avea aceeași minte, poate să se refere la a fi imparțial, da? Că atunci când judeci să nu fii părtinitor, sau se poate referi la a fi în armonie. Nu înseamnă a te conforma, a fi toată lumea să gândească la fel și n-are voie nimeni să iasă din tiparul ăsta. Da? Dar avea același fel de gândire, avea unitate, da? A gândirii. Cum se realizează asta? Nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite. Expresia aici poate fi tradusă prin a nu te crede superior celuilalt, a nu te înălța pe tine în ochii tăi. Da? Ci să ai o atitudine smerită. Nu vă socotiți singuri înțelepți. Adică să ai o părere cumpătată, obiectivă, cu privire la tine. Și acum, nu întoarceți rău nimănui rău pentru rău. Nu doar celor din casa credinței. Nimănui nu întoarceți rău pentru rău. Vedeți, legea veche spunea ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Dar Domnul, ce spune în Matei? Tot în contextul în care a vorbit și despre sare și lumină. Nu? Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Cuvântul bine aici este frumos în limba greacă. Urmăriți ce este frumos. Dar frumos se referă la etic, la moral. Da? Adică trăiți frumos înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Din nou, cu toți oamenii. Ca să fim sare, în primul rând trebuie să fim iubitori de pace, cum a spus Domnul. Da? Și aflăm câteodată este greu între noi să păstrăm pacea, dar minte cu cei din afară, care te urăsc, care te batjocoresc, care te calcă pe bătătură, care te înjosesc. Ce? Căutați să trăiți în pace. Atât cât atârnă de voi, pentru că sunt lucruri care nu depind de voi. Dar, atunci când se rupe o relație sau atunci când se începe o ceartă, să nu fiți voi cei care ați început-o, să nu fiți voi cauza. Cauza în sensul de motiv întemeiat, nu ce țin de credință. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri. Din nou, cât vorbește legea despre răzbunătorul sângelui, despre datoria de a plăti, da? Și spune Pavel, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Păi cine credeți că poate face dreptate mai bine? Eu? Sau Dumnezeu? Și dacă eu vreau neapărat să-mi caut cazul meu, dreptatea mea, normal că atunci când ești nedreptățit, vrei să iasă adevărul la lumină și vrei să se facă dreptate, e anormal să nu vrem lucrul ăsta, pentru că Dumnezeu este drept. Dar vreau eu și țin eu cu tot din adinsul să-mi fac dreptate? Ar trebui să mă întreb de ce țin atât de mult. Dacă este vorba de mărturia lui Hristos, e ceva. Dar dacă este vorba de propriul meu ego, care e rănit, da, de firea mea, ar trebui să mă gândesc de două ori. Pentru că dorința asta de răzbunare, care înseamnă că n-am iertat și n-am trecut peste, e acolo, rămâne acolo și roade și macină și produce mereu efecte așa ca o boală. Nu-i treaba noastră să ne răzbunăm. De ce? Gândiți-vă la adunarea persecutată de Saul din Tars. S-a răzbunat
Domnul. Cum? Păi mântuindu-l în primul rând pe Saul și prin asta, să știți, a dat lovitura de grație iudaismului. Așa cum era el atunci. El știe cel mai bine. Dacă era să fi fost făcută o listă de adunarea din Ierusalim, moduri în care ar trebui să ne răzbunăm pe Saul, păi mântuirea lui nu cred că ar fi fost pe listă. Pentru că observați cum s-au purtat cu el și după ce a fost mântuit, că n-aveau încredere în el, se feriau de el, Barnaba l-a luat și l-a dus, i-a dat votul de încredere. Dar vedeți, Dumnezeu știe mai bine și el are calea lui. Cum trebuie atunci să ne comportăm față de cei din afară care ne rănesc și care ne batjocoresc și care ne fac ceva, o nedreptate, care ar cere răzbunare sau echitate? Păi, spune, dimpotrivă. Deci, nu vă răzbunați singur. Dumnezeu este judecătorul cel drept și chiar dacă nu veți vedea dreptatea și judecata lui pe pământul ăsta, și de multe ori o vedem, dar și dacă n-ați vedea, o să știți că el aduce toate faptele la judecată. Toate. Dimpotrivă, dacă îi este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Deci să faci exact inversul a ceea ce ți-ar face el și a ceea ce ar face până la urmă orice fire omenească. Da? Să faci inversul a ceea ce e natural. Și poți să faci asta? Păi natural nu, dar supranatural da. Dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Ce înseamnă asta? Dacă tu o faci doar ca să-i arăți lui, da? Da, poate-i arăți, dar nu ai câștigat mare lucru. N-ai câștigat. Ideea care este? A urmări pacea înseamnă a stinge conflictul. Și a stinge conflictul înseamnă să-l faci pe celălalt, dacă tu ai dreptate, să-l faci pe celălalt să-și dea seama de asta. Da? Și să înceteze lupta. Ei bine, asta este un mod bun și practic de a face asta. Ideea care este? Concluzionează Pavel, nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Deci, nu blestemați, ci binecuvântați. Da? Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Da? După lege ai putea să faci asta. Da? Dar nu te lăsa biruit de rău, nu te lăsa copleș, nu te lăsa hrănit de sentimentele astea. Nu căuta propria răzbunare. Da? Nu perpetua conflictele. Pentru că asta înseamnă să fii biruit de rău. Dar de ce biruiește? Învinge răul prin bine. Și știți ce? Asta înseamnă să fii cu adevărat sare a pământului. Și acum mă întorc la textul din Matei 5. Acolo e un avertisment. Zice, voi sunteți sarea pământului. Atât, nu explică mai multe. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? E o întrebare retorică, pentru că răspunsul e prin nimic. Deci dacă se întâmplă ca sarea să-și piardă gustul, nimic în lumea asta nu mai poate reversa procesul acela. Și atunci, pentru sare, nu mai există decât o singură întrebuințare. Și știți care era aceea? De a stupa gropile pe drumuri. Că asta făceau. Astupau gropile pe drumuri cu ea. Nu puteau să o pună ca îngrășământ, pentru că unde puneai sare nu mai creștea nimic. Deci, efectiv, era singura utilizare cunoscută pentru sarea care nu mai putea fi folosită. Dar cum poate să-și piardă sarea gustul? Unii vin și spun, vezi, și-o pierdut mântuirea. Nu-i vorba de asta. Aici nu-i vorba de mântuire, ci de mărturie. Și foarte important să ne dăm seama de lucrul ăsta. Odată, hai să ne întoarcem la exemplu cu sarea fizică. Să ne aducem aminte că e o metaforă. Sarea fizică din Palestina, din Israel, putea să-și piardă gustul. Da? Nu-i ca sarea noastră rafinată și extrasă din mine de sare, nu. La ei sarea era în straturi, așa, la suprafață. Așa se extragea și de obicei nu era natriu clor pur. Da? Tocmai de asta se întâmpla să și piardă gustul pe măsură ce se descompuneau anumite elemente din ea. Deci, nu-i vorba de mântuire.
Da? Natriu clor rămâne natriu clor, asta nu se poate dizolva. Da? Descompune. V-am mai povestit și nu mai intru acum în relatarea aia pelerinului care mergea pe marginea drumului, da? Și găsește bucata de sare care nu avea gust. E o chestie practică ce se întâmplă acolo și până nu înțelegem aia, nu putem să înțelegem la ce se referă Domnul. Apostolul Pavel nu menționează sarea, dar vorbește despre același subiect. E vorba tot despre un avertisment și el se dă pe sine ca exemplu. În 1 Corinteni 9, deci le zice așa, de la 26. Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu unul care lovește în vânt. Adică eu am un scop în ceea ce fac, am în lupta mea, în eforturile mele, am o țintă. Mă lupt cu pumnul, pentru că exemplul lui cel de la jocuri, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Expresia literală în greacă este îmi învinețesc ochii. E vorba de pumn aici, deci de luptele cu pumnul, da? Și atunci eu nu dau cu pumnul în vânt, ci dau cu pumnul exact la țintă. Da? Asta se referă. Mă port aspru cu trupul meu, nu fizică, nu-și dădea pumni în ochi. Pavel, da? Dar îl țin în stăpânire trupul, carnea, firea, la asta se referă. Ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Asta e avertismentul. Ca nu cumva, mă port aspru, îmi disciplinez trupul, îl țin în stăpânire, chiar dacă înseamnă să mă lupt cu pumnul, cu firea. Da? De ce? Că dacă nu fac asta, se poate întâmpla să cad în așa fel încât eu însumi să fiu lepădat. Lepădat de la ce? Lepădat de la credință? Nu. Că cei ce sunt ai lui, nimic nu-i poate smulge din mâna lui. Plata păcatelor a fost făcută odată pentru totdeauna. Și Domnul a murit pentru toate păcatele noastre. Nu numai pentru păcatele noastre până la mântuire, în așa fel încât să depindă de noi de acolo încolo. Da? Dacă ne ținem sau nu. Deci el a alăturat problema păcatului. Dar ce rămâne și în ce ține și de răsplătire și de ascultare este slujirea. Și asta spune Pavel. Poate Dumnezeu să înlăture un slujitor care își strică mărturia? Cum să nu? Și asta era teama lui Pavel. Ca nu cumva după ce el a vestit altora, da? Să fie pus deoparte, să fie tras pe linie moartă. Știți ce se întâmplă atunci? La fel ca sarea care își pierde gustul. Momentul viața trăită atunci când ai fost tras pe linie moartă e cea mai tristă viață posibilă. Pentru că știi că Dumnezeu te-a chemat la ceva și că chemarea Lui îți dă tocmai sensul existenței. Și când ai făcut praf mărturia și când mergi pe calea asta, e chiar cea mai tristă viață posibilă. Se poate întâmpla că atunci când oamenii merg așa, orbește înainte și nu țin cont de toate avertismentele Domnului și nu se pocăiesc, da? Dumnezeu să le pună punct vieții, așa, brusc. Da? Ei sunt mântuiți, dar sunt mântuiți ca prin foc. Și cine vrea să fie așa? Da? Despre asta este vorba când vine Domnul și spune dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de sera, nu mai e bună de nimic. Și niciunul dintre noi nu vrem să ajungem într-o stare din asta. Deci nu e vorba despre mântuire, la fel cum spune și Pavel aici. Dar hai să ne mai uităm puțin la pasajele, la un alt pasaj paralel cu sarea, și anume din Luca 14. Și acolo o să înțelegem câteva lucruri. În Luca 14, de la 26, zice așa. Domnul zice, dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Pasajul ăsta o să se termine cu cuvintele
Sarea este bună, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a sara? Deci, ăsta e contextul din Luca. De-aia vă citesc tot. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Căci cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească? Pentru ca nu cumva, după ce i-a pus temelia, să nu-l poată sfârși și toți cei ce-l vor vedea să înceapă să râdă de el și să zică omul acesta a început să zidească și n-a putut isprăvi. Din nou, unul care începe bine, dar nu termină bine. Același context. Sau care împărat, când merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu 10.000 de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu 20.000. Altfel, pe când celălalt împărat este încă departe, îi trimite o solie să ceară pace. Tot așa, oricare dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Deci de mai multe ori Domnul a spus, nu poate fi ucenicul meu. Deci contextul este slujirea. Da? Nu mântuirea, ci slujirea. Și acum spune, sarea este bună, dar dacă sarea își pierde gustul ei de sare, prin ce îi se va da înapoi gustul acesta? Atunci nu mai este bună nici pentru pământ, nici pentru gunoi, ci este aruncat afară. Cine are urechi de auzit, să audă. Ce zice Domnul aici? Cum poți să fii sare? Păi în primul rând, renunțând, fiind gata să renunți la tot ce ai. Urârea familiei nu este o ură fizică, da? Acolo se referă la a nu iubi mai mult decât pe Domnul. Și atunci când îl iubești mai mult pe Dumnezeu decât orice și ești în stare să renunți la orice pentru Dumnezeu, atunci ești sare. Până atunci, nu? Nu suntem sare care are foarte mult gust. De asta spune Domnul, cine are urechi de auzit, să audă. Există aici o expresie care apare de foarte puține ori în Noul Testament. Cornilescu o traduce mai vag, spune, atunci nu mai este bună sarea. Ea mai apare tot în Luca, dați să văd exact versetul, 9. Luca 9 cu 62, tot în contextul slujirii, până la capăt. Acolo Domnul cheamă pe un ucenic și îi spune, vină după mine. Și el îi răspunde, lasă-mă să mă duc mai întâi să îngrop pe tatăl meu. Tata mi-a murit, am o înmormântare în familie. Te urmez, dar după. Și Domnul îi spune, lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Adică îi pune ordine în priorități. Nu că era Domnul insensibil la suferința lui, la plecarea tatălui său. Un altul a zis, Doamne, te voi urma, dar lasă-mă mai întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ei mei. De ce? Că Domnul mergea, era itinerant, cine știe când îl mai vedea. Și mai mult, pentru că era persecutat deja și căutau să-l prindă, nu știu dacă îi mai văd, lasă-mă măcar să-mi iau rămas bun de la ei mei. Iisus i-a răspuns, oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic. Aici apare cuvântul din Luca 14, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Același cuvânt în greacă este Luca 14 cu 35, sarea nu mai este, atunci nu mai este bună, nici pentru pământ, nici pentru gunoi. Și mai apare o dată, tot într-un pasaj de avertizare, în Evrei capitolul 6. Deci cuvântul ăsta apare doar de 3 ori. În Noul Testament. Cu versetul 7. Când un pământ este adăpat de ploaia care cade adesea pe el și rodește o iarbă folositoare celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântare de la Dumnezeu. Dar dacă aduce spini și mărăcini, este lepădat și aproape să fie blestemat și sfârșește prin a-i se pune foc. Cuvântul care ne interesează este folositoare. Da? Deci iarbă folositoare.
tot de slujire e vorba. Da? Destoinic, bun, folositor. Da? Dacă nu, lepădat, i se pune foc, e aruncat afară și călcat în picioare de oameni. Cum pot să nu ajung în situația asta? Domnul oferă soluția, pune-L pe Dumnezeu înainte de orice. Chemarea Lui să fie înaintea ochilor tăi, mai presus de orice din viața asta. Și nu o să se întâmple niciodată așa ceva. Bun, asta vis-a-vis de extreme, adică a fi în clocot și a fi rece, a fi sare cu gust sau a fi sare care nu mai are niciun gust. Dar întrebarea pe care trebuie să ne o punem fiecare, pentru că e un proces gradual, să știți că nu ești peste noapte dintr-o sare puternică într-o sare care trebuie să fie aruncată. Da? Există un proces de scădere a gustului. Întrebarea pe care noi trebuie să ne o punem este cât de mult gust am eu pentru Domnul? Că la fiecare loc de mai bine. Nu e așa? Zic în dreptul meu. Deci, cred că asta e una din cele mai importante întrebări pe care putem să ni le punem. O să mă opresc aici, nu mai intru și în partea cu lumina. Vă spun doar că e ilustrația similară, da? Metafora e similară cu cea a sării. Sunt câteva lucruri interesante și anume faptul că lumina este pusă în sfeșnic și dacă ar fi să vedem un paralelism, sfeșnicul este mai târziu comparat sau reprezintă adunarea, cele 7 sfeșnice. Și din nou, asta se potrivește pentru că locul unui copil al lui Dumnezeu este în adunare. Adunarea n-are lumină în sine, instituția. Da? Dacă e plină de oameni nemântuiți care n-au lumină, e întuneric, nu strălucește. Poate să fie sfeșnicul de aur, când îl pui în întuneric, nu strălucește deloc. Lumina este dată de cei mântuiți de acolo. Oamenii nu pun lumina sub baniță, sub obroc, sau ascund. Lumina e pusă în loc public. Membralitatea în adunare ne face din ucenici ascunși și ucenici publici. Da? Toată lumea ne privește. Nu ne place de multe ori că suntem chiar așa în colimator. Da? Dar ăsta este scopul pe care îl avem, că a fi sare și lumină e datoria pe care o avem față de lumea în care Dumnezeu ne-a pus. Cu ce scop? Ca oamenii văzând ce? Faptele noastre bune. Să slăvească pe Tatăl nostru care este în ceruri. Fie că o fac în ziua mântuirii sau a cercetării lor, cum spune Petru, fie că o fac doar ca semn de apreciere, uită pe cineva mai bun ca mine. Da? Și eu îmi doresc să fiu așa sau se lasă de anumite obiceiuri. Indiferent în ce parte, e de datoria noastră și Domnul și-o lăsa pe pământ adunarea să fie sare și lumină. În istorie, și cu asta închei, în istorie, cu cât vedem mai multe adunări într-un loc, cu atât vedem binecuvântarea Domnului mai mare în locul respectiv. Da? De cele mai multe ori. Și cu cât vedem întunericul spiritual mai mare, cu atât vedem și pedepsirea Lui, a păcatelor, nu, națiunii respective mai puternic. Domnul și-a lăsat lumina pe pământ. Cât a fost între noi, El a zis, eu sunt lumina lumii. După aia spune, voi sunteți lumina lumii. Și așa trebuie să fie până va veni și va străluci în noi Ierusalim atât de tare încât nu vom avea nevoie nici de soare. Nu e așa? Dar vă dați seama, până atunci ne-a lăsat pe noi să fim lumină. Și Domnul să ne ajute să strălucim cât mai tare. Că e adevărat că în întuneric și un chibrit. Când întuneric cu beznă și un chibrit luminează enorm de tare, da? Dar El să facă să strălucim cât mai tare. Și asta înseamnă să ne vedem noi cât mai puțin și firea noastră și El să se vadă cât mai mult în noi. Amin. Amin.